La data de 7 aprilie, polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au continuat activitățile de verificare a legalității trasabilității materialului lemnos pe raza comunei Runcu, constatând că 3 persoane în perioada octombrie 2021-martie 2022 au efectuat transporturi de material lemnos care au depășit limita legală de 20 de metri cubi, prevăzută pentru un transport non-sumal cu peste 127 de metri cubi de material lemnos. În cauză, polițiștii au procedat la sancționarea contravențională a celor 3 persoane cu amenzi în cuantum de 15.000 de lei pentru încălcarea a prevederilor legii numărul 171/2010 republicată privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, fiind dispusă și măsura complementară a confiscării valorice a celor peste 127 de metri cub de material lemnos transportat ilegal în valoare de aproximativ 23.253 de lei. La aceeași dată, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au continuat activitățile de verificare a legalității trasabilității materialului lemnos pe raza Municipiului Motru, constatând că 3 bărbați în perioada 6 octombrie 2021-martie 2022 au efectuat transporturi de material lemnos care au depășit limita legală de 20 de metri cubi prevăzută pentru un transport non-sumal cu peste 16 metri cubi de material lemnos. În cauză, polițiștii au procedat la sancționarea contravențională a bărbaților cu amenzi în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii numărul 171/2010 republicată privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, fiind dispusă și măsura complementară a confiscării valorice a celor peste 16 metri cubi de material lemnos transportat ilegal în valoare de aproximativ 2794 de lei. La data de 7 aprilie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu și Poliției Municipiului Motru au acționat pe razele de competență pentru verificarea legalității operațiunilor efectuate cu material lemnos, constatând nereguli și aplicând sancțiuni în cuantum de 25.000 de lei și confiscând valoric aproximativ 143 de metri cubi de material lemnos în valoare de peste 26.000 de lei, în baza legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Astfel de acțiuni sunt desfășurate zilnic la nivelul întregului județ și vor continua și în perioada ce urmează.